Și cel cu Liverpool, ții minte că tot la fel a fost când da. Liverpool la fel era când cu Claudiu Răducanu, cu I Love Jesus. După aceea au intrat în renovare, terenul de drenaj și ne antrenam pe 6 și pe 5 și jucam pe Arena Națională. Vechea lui Manoliu. Da, corect. Dar când ați văzut zăpada cu Villarreal, de exemplu, ce ați zis? Dar noi am văzut-o, noi am ieșit la încălzire. La încălzire era uscat ca aici. Am ieșit la încălzire și cred că în... Stadionul gemea. Da. Deci chiar gemea. Atunci unul care nu făcuse geografie putea să învețe harta României. Da? Putea să învețe harta României pentru că se vedea Arad, Timișoara, de la Benere. Da. Galați, Brăila, adică efectiv se vedea că oamenii iubesc această echipă. Tot timpul erau pe gard, da, cerșafurile. Oamenii și Ghencea neavând pistă, fiind tribunele aproape, simțeai oamenii. Chiar dacă, na, erai te saltă, da? Cum să nu? Te și îngroapă? E posibil, depinde și de starea ta, de spirit, depinde cum ești construit. Când vă duceați pe Giulești? Da. E normal, își încurajau, da, logic. Și pe tine era normal. Că ajungem la alte proverbe frumoase, da, nu mai contează. Dar atmosfera și sportul ăsta, în general, este făcut pentru spectatori. Sportul ăsta fără spectatori, ce a însemnat în această perioadă? Așa spune toată lumea, lasă-i să vină echip că mă înjură. Cum să fie acolo. Hai să mergem la teatru, să iasă actorii pe scenă și fără public. Da, dacă o pun pe ultima cu teatru, că am fost la teatru de comedie cu Nea Mihai Stoichiță. Am fost de vreo 2 sau 3 ori cu George Mihăiță, domnul George Mihăiță. Aia e adevărat aia? Cu domnul George Mihai? Pe care cu Bănel, cu domnul... Da, să-ți spun că eram sub trăiesc, cred că eram penibile puțin, mă făceam de râs. Era o piesă, nu mai știu exact ce piesă, și se auzea piesa, mai tare, mă. A început să vorbească mai tare pe scenă. Eu m-am așezat puțin mai în spate, un rând, s-aude mai tare, mă. Și că acum mai tare a început să vorbească, dar într-o dată după scenă. Mai tare, mă. A început să vorbească mai tare și eu am vrut să zic, s-auzea din sală, îi spunea unul mai tare. Și am zis, care vorbește, da, bă, dracu, liniștit. Ce crezi, s-a aprins lumina și făcea parte din piesă. Au plecat oamenii, actorii de acolo, dacă deschideam gura, mă făceam de tot. Am zis, Doamne, bine. Băi, dar ce ai, bă, cu oamenii? S-a auzit mai tare, lasă, domnule, oamenii în pace. Când s-a aprins lumina și făceau parte din scenă, am zis, du. Bine, n-aveai de unde. Doamne, dar mă făceam de toate, zic, cum mă focaliza așa. Dar tu îți dai seama, cei care ne privesc acum, voi vă duceați la teatru. Ia da, duși de Nea Mihai, ne duceam. Ia mai arată o echipă. Da. Și stăteam și dacă ascult poveștile lui domnul George Mihăiță, mor. Nebunești. Adică, da. Adică frumoase, elegante. Mihai, că nu ne permite, ci domnul Mihai, Mihăiță, ei nu-mi permite. Da, George Mihai. Aveați timp și de astea. Da, ne duceam când stăteam în cantonament, ne mai duceam pe la film. La film ne duceam... Nu era ca acum. Da, eu am prins cantonament și la Galați 3 zile, stăteam 3 zile. Jucai sâmbătă, stăteai joi, vineri, sâmbătă. Ai băgat și Forban? Am prins Forban numai vara. Am venit în 2002 vara. Frumos. Am făcut cantonamentul de vară, iarna am avut hepatită, n-am fost. Și am mai prins Forban când m-am reîntors la Steaua. Deci 2004 în vară. Numai vara? Da, îmi plăcea numai vara. Era frumos. Da, am prins și ursul venind seara la Tomberoane. De pe atunci venea ursul ăștia. Dădea ursul o palmă, ca să ne spun, o labă la Tomberon și era Tomberonul culcat. Mânca și el, se servea, plica. E, uite, vezi, și acum toată lumea va urșuri. Păi veneau deci de acum... Da, dar ne pregăteam, nu comenta unul, te pregăteai. Am avut și parte de profesioniști. Chiar pot să zic că în perioada noastră frumoasă de la Steaua, așa eu consider frumoasă, am avut parte de profesioniști și de pregătire fizică extraordinară. L-am avut preparator pe Marian Lupu. Corect. Și nu am avut niciun accidentat major, în afară de Dorin Ermuteanu, care a avut o leziune musculară după în meci. Da, Dorin Ermuteanu la 36 sau câți ani de la atunci. După atâta fotbal. Ne pregăteam, mai măriam, dar ne antrenam și făceam lucrurile exact așa cum trebuie. Steaua Sevilla la fel. Lotul și mai scurt, cu vreo 14 inși. Câți accidentați au fost? Da, da. Și acum... Dar nu știu, păi, eu cred că în sportul ăsta și în orice sport, când ajungi să faci de performanță, o oră jumate, sau să spunem, am 2 antrenamente pe zi, 3 ore ieși la stadion. Au grijă de tine, alimentație, antrenament, refacere, vitaminizare, etc. Celelalte ore le petreci acasă, singur, cu soția, cu prietena, cu prietenele, bei apă, bei bere fără alcool sau Coca-Cola, apropo de... Da, de băieții ăștia. Depinde de tine. Deci, cea mai mare parte a zilei depinde de tine.
Alea, ai prins schimbul ăsta de meniuri? Adică se consuma înainte ca lumea și după aia s-a trecut la asta sănătos? Adică ai prins cu cartofi prăjiți? Da? Păi mâncam de toate. Ce aveam, cine se punea, dar cine se punea în față, aia mâncam. Nu făceam... Corect. Dar în momentul în care am venit la Steaua, Steaua avea bucătare, avea meniu diversificat. Și la Galați aveam, dar era un meniu bine stabilit în care joi mâncai asta, vinerea asta, sâmbătă asta la meci. Ieși pe teren și aleargă până nu mai poți. Ce să faci? Până a venit Ilie Dumitrescu. Da? Țin minte când a venit la Galați, ne cumpăra Gatorade, avea un bidon din ăla de... Exact ca în NBA? Era cu da, Gatorade, cu plicul, da. Așa, dacă luai, dacă noi cred că luam cu degetul, dar îl punea în apă și mesteca. Îl mesteca, da, și era bidonul pus pe banca de rezerve, că la Galați nu era terenul 2 făcut, ne antrenam pe terenul mare. Da. Și când era pauză de Gatorade, dacă erau paharele așa mari, beai 3-4 din ăla de Gatorade, când alergai, făceai ca broasca în stomac, era bun, era dulce. Beam apă, ce să bem, apă cu gheață, apă rece, apă minerală, puțin ești acidul și te antrenai, alergai. După aia strecu pe apă plată ca... Da, apă plată e bună. E bun orice fel de apă, cum a zis Cristiano, beți apă. Da, drink water. Dacă îl întrebau la conferința de presă, de care, domnul, plată sau minerală? Da, cu gaz sau fără? Da, eu n-am înțeles asta, dar bine, și următoarea aia cu berea e fenomenal. Da, corect. Middlesbrough e cel mai trist moment? Da, trist pentru că am fost aproape, a fost palpabil. Da. A fost palpabil, iar noi ca sportivi întotdeauna am spus... Sportul ăsta de performanță sunt asemănătoare, dar total diferit. Nu se face de plăcere, se face din plăcere, dar pentru ceva. Nu se face de plăcere, jucăm amândoi, mergem, jucăm tenis cu prietenii, bem o bere, facem un grătar, ne simțim bine de până m-am mintit. Dar sportul ăsta se face din plăcere, deci din plăcere, dar pentru ceva, pentru stimulent financiar, pentru că sport și omul în general trebuie stimulat. Cum îl stimulezi la un nivel ăsta? Faci lucrurile astea profesionist dintr-un motiv. Așa joci, l-am bătut pe ăla, ne strângem mâine și am plecat acasă. Și după aceea ce facem? Omul și sportivul, omul construit sportivul de performanță să-l stimulezi cu ceva. Turneile de tenis, de Grand Slam, dacă s-ar ține fără un stimulent financiar, corect, ar mai fi toată lumea face lucrurile astea, să fiu cel mai bun, dar în momentul în care ajung să fiu cel mai bun, trebuie să câștig ceea ce mi se cuvine, ce să pune la bătaie. Dar trebuie să ajung să fiu cel mai bun. Dacă te întreabă cel mic, care e mare acum, tati, dă-mi o explicație. Nu cred că există. Nu. Nu. Nu, toată lumea. Mai întâlnim cu oameni care nu ne-au cunoscut. Dar ce s-a întâmplat? Domne, cea mai mare dezamăgire că faci. Și eu stau și mă gândesc dacă până la momentul ăla, până la semifinala aia, nu știu dacă am mai fost, dacă am pierdut vreo una, dacă am mai jucat vreo două... Dacă am ajuns în nivelul ăla. A fost un moment de dezamăgire pentru că a fost palpabil. Am avut la un moment dat 3-0. Per total. Da. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!